un cost rapid și dureros va convinge Rusia să schimbe calea. La câteva zile de această invazie, Vestul a aplicat sancțiuni ca să afecteze economia rusă. Banca Centrală a Rusiei acum este blocată de la sistemele financiare globale. Kremlinul nu are acces la fondurile pentru război pe care le-a dosit în toată lumea. Am țintit în inima economiei rusești pentru că am oprit importurile de energie rusească în Statele Unite. Iar astăzi, Statele Unite au sancționat 140 de oligarhi ruși și familiile lor care încercau, le-au sancționat apartamentele de lux, vilele de lux. Am sancționat 400 de oficiali guvernamentali ruși, inclusiv arhitecții acestui război. Acești oficiali și oligarhi au profitat de pe urma corupției legate de Kremlin. Iar acum trebuie să împărtășească și durerea, dar și sectorul privat. Peste 400 de companii multinaționale s-au retras din Rusia, au părăsit complet Rusia, de la companii energetice la McDonald's. Ca rezultat a acestor sancțiuni fără precedent, rupla aproape s-a transformat în ruine. Economia rusă, e adevărat, cam 200 de ruble sunt acum un singur dolar. Economia urmează să fie redusă la jumătate în următorii ani. Economia Rusiei era 11-a din lume înainte de această invazie. Nu va fi în curând nici în top 20. Luate împreună aceste sancțiuni economice au puterea de a provoca pagube care afectează puterea militară, afectează, taie puterea Rusiei, capacitatea de a reîntări forțele militare și a proiecta puterea. Iar Putin, Vladimir Putin, este de vină. Punct. În același timp, în paralel cu aceste sancțiuni economice, lumea occidentală s-a unit să ofere poporului ucrainean asistență umanitară, militară și economică fără precedent. În anii dinainte de invazie, noi americanii am trimis peste 650 de milioane de dolari înainte să invadeze. Am trimis arme, inclusiv arme antitank și antiaeriene. Iar de la invazie, America a promis încă 1,35 de miliarde de dolari în arme și muniție. Și mulțumită curajului poporului ucrainean, echipamentul pe care noi și colegii noștri l-am trimis a fost folosit cu un efect devastator pentru a apăra teritoriul ucrainean. Partenerii și aliații noștri s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. Iar cum am spus alte dăți, forțele americane sunt în Europa, nu să înceapă un război cu Rusia. Forțele americane sunt aici să apere aliații NATO. Ieri m-am întâlnit cu soldații care servesc împreună cu colegii lor polonezi să întărească NATO. Mișcările lor din Ucraina, nici să nu vă gândiți să atacați vreun teritoriu NATO. Avem o obligație sacră. Avem o obligație sacră conform articolului 5 să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO cu întreagă forță a puterii noastre colective. Astăzi am vizitat stadionul vostru național. Mii de refugiați ucraineni care trebuie să răspundă la cele mai grele întrebări. Ce se va întâmpla cu mine? Ce se va întâmpla cu familia mea? Am văzut ochii multor mame. Copiii nu știau dacă să râdă sau să plângă. Iar o fetiță mi-a spus: domnule președinte, fratele meu și tatăl meu o să fie bine? Fără soți, fără tații lor, sau chiar fără frați și fără surori care au rămas să lupte pentru țară. Nu trebuia să vorbesc limba ca să înțeleg, să simt emoțiile din ochii lor atunci când m-au strâns de mână și când copiii s-au agățat de piciorul meu și se rugau cu speranță că toate aceste lucruri sunt temporare. Reținerea.
că erau departe de casă și când s-au întâlnit cu mine, erau aproape o durere care te paraliza. Am fost și marcat de generozitatea oamenilor din Varșovia și a tuturor polonezilor și de compasiunea de care au dat dovadă și au deschis inimile. Le-am spus primarului că și-au deschis inimile și casele doar ca să ajute. Vreau să mulțumesc și prietenului meu, prietenului celor care îi hrănesc pe cei care doresc libertate. Polonia și nicio altă națiune n-ar trebui să-i ajute pe acești refugiați singuri. Toate democrațiile din lume au responsabilitate. Toate. Iar poporul ucrainean se poate baza pe Statele Unite că își va respecta această obligație. Am anunțat că vom primi 100.000 de ucraineni. Vom oferi peste 350 de milioane de dolari în asistență umanitară, plus 10.000 de tone de mâncare, apă și medicamente. La Bruxelles am anunțat că Statele Unite sunt gata să ofere peste $1 miliard în asistență umanitară. Programul alimentar mondial, în ciuda unor obstacole semnificative, au anunțat că ceva ajutoare ajung în orașele mari din Ucraina. Dar nu la Mariupol, pentru că forțele ruse blochează convoile umanitare. Ținând cont de brutalitatea lui Vladimir Putin, să nu avem nicio îndoială că acest război a fost un eșec strategic pentru Rusia. Am pierdut și eu copii și știu foarte bine că nimeni nu te poate alina. Am pierdut rude. Putin credea că ucrainenii nu vor lupta. Nu este un mare student al istoriei. În schimb, forțele ruse au găsit un egal în rezistența ucraineană. În loc să rupă rezistența ucraineană, forțele brutale ale Rusiei au reușit să întărească rezistența ucraineană. Iar NATO este mai unit ca niciodată. Rusia dorea mai puțină prezență în NATO, iar acum are o prezență mai mare, mai puternică, cu peste 100.000 de soldați americani și altor. De fapt, Rusia a reușit să provoace ceva ce nu și-a dorit niciodată. Democrațiile lumii sunt revitalizate, au un nou scop și unitate pe care am reușit în câteva luni ce n-am făcut în câțiva ani. Acum, acțiunile Rusiei din Ucraina, propria lui țară, Kremlinul, arestează protestatari. 200.000 de oameni ar fi plecat deja. Pleacă oameni inteligenți. Închide presa independentă. Presa de stat este numai propagandă. Blochează imagini cu ținte civile, cu gropi comune. Este de mirare că 200.000 de ruși au plecat deja din țară într-o lună? Este o plecare remarcabilă în scurt timp. Și mă aduce aici la mesajul pe care vreau să-l trimit rușilor. Am lucrat decenii cu liderii ruși. Am stat la masa negocierilor. Am vorbit despre controlul armelor la apogeul războiului rece. V-am vorbit întotdeauna onest și direct vouă rușilor. Și vreau să vă spun asta dacă puteți să mă auziți. Poporul rus nu este inamicul nostru. Refuz să cred că vă bucură uciderea copiilor și bunicilor sau că acceptați ca spitale, școli, maternități să fie distruse de rachete și bombe rusești. Sau că orașe să fie asediate astfel încât civilii să nu poată să fugă și că nu poată să ajungă ajutare umanitare. Milioane de familii au fost alungate din
caselor, inclusiv jumătate dintre toți copiii din Ucraina, nu sunt acțiunile unei națiuni mari. Dintre toți oamenii, voi rușii, dar și oamenii din toată Europa încă își amintesc de a fi în situații similare în anii 30 și 40. Situația în al doilea război mondial este încă proaspătă în memoria multor bunici. Indiferent ce a trecut generația voastră, fie că a fost asediul fie că ați experimentat asediul Leningradului sau că l-ați auzit despre el de la bunici, despre ascunderi în beciuri pentru antibombardamente, aceste lucruri nu mai sunt în trecut. Fix asta face armata rusă în Ucraina acum. 26 martie 2022. Acum câteva zile erați o națiune din secolul 21. Acum, agresiunea lui Vladimir Putin va tăia pe voi, va deconecta pe voi pe ruși de restul lumii. Duce Rusia înapoi în secolul 19. Nu, voi nu sunteți așa. Acesta nu este viitorul pe care îl merită familiile voastre și copiii voștri. Vă spun adevărul. Acest război, voi ruși nu meritați acest război, doar voi puteți termina acest război. Poporul american este alături de voi și de ucrainenii curajoși care vor pace. Iar mesajul meu pentru restul Europa este că noua luptă pentru libertate a clarificat câteva lucruri. Că, 1. Europa trebuie să-și termine dependența de hidrocarburile rusești, iar noi, America, vom ajuta. De aceea, ieri la Bruxelles am anunțat împreună cu președintele Comisiei Europene să ajutăm Europa să treacă de criza energetică imediată. Iar pe termen lung, cu toții trebuie să ne mișcăm cât mai repede către energie curată și regenerabilă, astfel încât să fie numărate zilele când o națiune să fie subjugată de un tiran. În al doilea rând, trebuie să luptăm cu corupția care vine de la Kremlin și să oferim rușilor o șansă reală. Ne trebuie unitate absolută printre democrațiile lumii. Nu este doar suficient să vorbești despre cuvinte nobile ca democrație sau libertate. Noi toți, inclusiv aici în Polonia, trebuie să facem lupta grea a democrației în fiecare zi. Țara mea știe mai bine. De ce am venit din nou în Europa această săptămână cu un mesaj clar pentru NATO, pentru G7, pentru Uniunea Europeană, către toate națiunile iubitoare de libertate. Trebuie să ne luăm acest angajament acum ca să ținem această luptă astăzi. Trebuie să fim uniți astăzi, mâine și în anii și deceniile care vor urma. Nu va fi ușor, va fi un cost, dar este un preț pe care trebuie să-l plătim, pentru că întunericul care conduce democrația nu poate rămâne în fața flăcării libertății. În cele mai întunecate momente are loc cel mai mare progres, iar istoria ne-a arătat că este să ne aducem aminte lovitura de ciocan care a dat jos zidul Berlinului, forța care a ridicat cortina de fier. Nu au fost cuvintele unui singur lider, au fost popoarele europene care pentru decenii au luptat pentru libertatea lor. Curajul lor au deschis granița dintre Austria și Ungaria. S-au ținut de mână modul baltic. Au susținut solidaritatea aici în Polonia, iar împreună a fost sub forța oamenilor a căzut Uniunea Sovietică. Și vedem din nou astăzi poporul ucrainean curajos care ne arată că puterea multora este mai puternică decât voința unui singur dictator.
Așa că în aceste momente, fiecare cuvintele lui Papa Ioan Paul al II-lea să fie mai clar ca niciodată. Nu vă descurajați, să nu vă temeți. Un dictator care dorește să recreeze un imperiu nu va șterge dragostea unui popor pentru libertate. Brutalitatea nu va distruge dorința de a trăi liber. Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia, pentru că poporul ei liber refuză să trăiască într-o lume fără speranță și cu întuneric. Vor avea un viitor luminos cu democrație, demnitate și libertate și posibilități. Acest om nu poate rămâne la putere. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, fie ca Dumnezeu să ne apere libertatea și soldații. Imagine în direct de la Castelul Regal din Varșovia, un discurs al președintelui american Joe Biden, pe care încercăm să îl analizăm rapid împreună cu colegul meu Andrei Negusiu. Andrei, să nu vă temeți, este formula cu care a început Joe Biden discursul și l-a și încheiat, cuvintele papei Ioan Paul al II-lea. Da, polonez de origine. Un mesaj îndreptat nu doar spre ucraineni, ci și spre polonezi, spre toți oamenii care își doresc societăți libere. Este un discurs, așa cum spuneau unii analiști politici, cu adevărat major al președintelui Biden. E un discurs către lumea liberă. De aceea, sigur că a vorbit către ucraineni, care sunt în prima linie a luptei pentru democrație, pentru libertate, pentru dreptul de a-ți hotărâ singur viitorul și ca națiune prin mijloace constituționale, alegeri, referendum și așa mai departe. Este un discurs foarte personal. Am văzut că a făcut referiri la propriile sale pierderi, spunând că știe ce înseamnă, prin ce trec acum atâtea milioane de familii de ucraineni. Este un mesaj puternic către poporul rus și vedem o tendință pe care am observat-o, de fapt, în ultimele săptămâni. Din ce în ce mai mult discursul occidental face diferența între Putin și războiul lui Putin, Rusia și rolul ei în lume. Și ați văzut din nou apelul către poporul rus. Noi nu suntem dușmanul vostru. Mai mult, acest om nu mai poate rămâne la putere. Deja e alt nivel. Deci după ce am avut dictator, tiran, da, am avut apoi măcelar. Obscen, cinic, da. Mincinos. Sunt termeni foarte puternici. Sunt termeni foarte puternici care, într-adevăr, merg și bine într-un discurs, da? Oratoric, sună foarte bine, dar deja e alt nivel, pentru că, dacă ne amintim, ieri a spus din nou că e criminal de război Putin și sigur ceea ce face el acum se acoperă și încadrarea legală, da, privind crime de război. Acum deja este mult mai mult. Acest om nu mai poate rămâne la putere nici pentru ruși, nici pentru cei din jurul lor.